vă întreb, psihologii zic așa, psihologa cel puțin zice, nu hrăni doar latura ta, nu acorda importanță doar bisericii, să zicem. Acordă importanță și celelalte segmente ale vieții tale. Brodează pe toate segmentele vieții tale pentru a avea o viață împlinită. Așa este. Însă psihologia aia nu te conduc la Dumnezeu. Nu o zic din aoleu, psihologie, simți vorii în aoleile astea, atunci nu-i bună. Nu! Bine, dar propriu-zice biserica nu-i un segment. Nu știu. Nu biserica, vorbim de viața duhovnicească, ca segment. Uitați, haideți să o luăm, că nu doar de psihologi vorbim aici. Vorbim de, și am zis și înainte, sunt felul de viziuni. Genul de lucrurile astea le întâlnim chiar la noi în familie de multe ori. Sau de multe ori chiar între soție. Sau de multe ori trebuie să-i explici copilului tău lucrul ăsta, care a ieșit din carnea ta. Și vezi că îl gândește altfel decât tine. Și te doare inima. Deci asta până la psihologie o întâlnești acasă. Sau între frați. Ați văzut care erau frați, unii ajung într-un fel, alții ajung invers. Da. Bun. Toți oamenii sunt creați de același Dumnezeu. Asta e problema pe care noi trebuie să avem permanent în vedere, să nu uităm. Că sunt creați de același Dumnezeu, același scop, cu același scop au fost creați. Să se unească cu acest Dumnezeu. Noi credem cu tărie că acest Dumnezeu este Dumnezeu în treime închinat. Și că omul a fost creat în Hristos. Da? Și că acest Mântuitor, Hristos, vine și se întâlnește cu omul. S-a întrupat și s-a întâlnit cu omul. Deci ce zice el? Este universal valabil pentru toți oamenii. Că a venit doar într-o parte a globului, asta e altă problemă. Aluatul lui, care a fost primit de cei care l-au primit, a dus și dospind în ei, este dat mai departe, dar că ați văzut, din frământătura aia poți să iei un pic, dospită, da? Cum e? Poți să iei un pic pentru următoarea. Deci nu e nicio diferență că tu ai dospit de la mâna 1 și tu de la mâna 17. Aluatul e același. Bun. Și are aceeași lucrare. Deci, indiferent ce zic psihologii, alte religii, care pot să ajungă la un moment dat în mod, hai să numim, natural, deși nu este foarte natural, adică e mai mult decât natural, pot să ajungă la anumite înălțimi duhovnicești reale, atenție, în învățăturile lor. Da? Dacă eu sunt sigur, n-am studiat foarte mult, dar sunt sigur că poți găsi niște haikuri shintoiste sau nu știu de care, care seamănă cu niște pilde din patericul nostru. Sunt sigur. Poți să ajungi nu știu ce, dar în ultimă instanță, cu alte cuvinte, până la capăt, ei nu se duc până la capăt. Nici psihologul ăla nu se duc. Ca să o spun pe față, psihologul ăla nu te scapă de moarte. Înțelegi? El poate să-ți ofere o rețetă, asta și oferă, o rețetă de viață echilibrată, care să-ți dea sentimentul de viață împlinită. Da, el nu se acceptă că viața e o luptă, că trăim într-o luptă. Bine, oricum și psihologia s-a schimbat, stai niște că nu e aceeași de acum 100 de ani. Adică cea de acum e mult mai dezumanizantă. Analiza și... Aia freudiană, probabil, deja fumată, da? În fine, nu m-am restrâns la psihologie sau la psihanaliză, ci am mers și la religiile celelalte, alea păgânești și demonice, în esența lor. Ele au sâmbure mari fragmente de adevăr. Nu trebuie, nici nu trebuie să ne impresioneze asta cu nimic. Pe noi ce trebuie să ne impresioneze permanent? Că doar Evanghelia, sau doar aluatul lui Hristos, rezolvă problema până la capăt. Aia e. Nu vrea ca să rezolvă problema până la capăt. Poate cuvinte, din 20 de doctori buni, câți are Constanța, să zicem, dacă, sau spitalul, dacă doar unul te vindecă, păi bă, tata, la ala te duce. Ceilalți, dacă nu te vindecă, dar îți ameliorează aia, îți ameliorează aia la altă, îți ameliorează încă 10.
respecti, îi saluți, dar ăla m-a vindecat și ăla vindecă doar. Pentru că doar ăla poate. Adică asta este treaba cu creștinismul. Aici la subsol. Cum? Aici la subsol. Exact.